Bine v-ați întors! Friday Night SmackDown! Avem o premieră. Nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte multe luni, dacă nu mă înșel, pe aproape un an. Dani? Nu chiar un an, da, m-am uitat și eu la SmackDown. Am zis, bă, yay! Măcar să... Acum înainte WrestleMania și mi-am luat de ce nu vreau să eu să mă uit, pentru că... Da. Aveam așa, promo sau match, reluare. Publicitate, promo sau meci, reluare. Mă, publicitate. Ce pot să zic? Bucură-te că nu te uiți la televizor și că ai buton de skip. Da, dar chestia e că la fel aveam mai cu ce s-a întâmplat la da, din punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere, asta este în momentul ăsta marea lacuna SmackDown-ului, că trebuie să dai skip. Dar părțile care le-a avut SmackDown ale lui au fost atât de rele. Da, nu, ale nu au fost rele, dar putea să pună foarte ușor Friday Night Rewind SmackDown. Da, dar dacă... Bun, primul... Batista cu Triple H mi s-a părut excelent schimbul de replici. Nu ai iarăși niciun coment. Amândoi s-au descurcat foarte, foarte bine, punând evident, punând în față exact ceea ce trebuie despre fiecare și totuși creând o tensiune, creând totuși o tensiune între cei doi. Ceea ce mi-a plăcut, pot spune că mi-a plăcut apropo lui Triple H pentru The Rock, adică spunând că te-ai dus la Hollywood și te-ai relaxat și că, nu știu, este, mereu a fost senzația mea că Triple H a fost un pic gelos pe The Rock și pe succesul care l-a avut. Nu știu dacă a fost un apropo neapărat, mai ales că clar era și Batista, era Batista vizat aici, decât și Batista. Da, da, știi care diferența este? Că tot spunea că te-ai dus la Hollywood și ai stat acolo. Well, Batista nu prea s-a dus la Hollywood, a făcut un film de, în afară de Guardians of the Galaxy, care iese acum, singurul film demn de menționat care Riddick l-a făcut. Ai putea spune Riddick și porcăria aia care cu The Man with the Iron Fist sau ceva de genul. Și ambele, și iartă-mă, dar Riddick i s-a tăiat capul, în spoiler alert, i se taie capul și e random aruncat acolo, deci nu pot să zic. Băi, că... nu e, n-a fost chiar random, adică a avut ceva a fost, timp până a fost să moară, nu era ca ăla din Game of Thrones și Lord of the Rings, care moare mereu prima parte. Hei, nu te lua de Sean Bean. în fiecare film sau serial omul trebuie să moară. I know, e păcat. Da, într-adevăr, cum ai zis și tu, schimbul de replici a fost foarte bun și mi-a plăcut de asemenea că și pe parcursul meciului Batista vs. Sheamus, Triple H a arătat secvențe cu Triple H ca și cum veghea să vadă dacă a reușit să ajungă la Batista. Da. Vorbind de cum ți s-a părut promo-ul de final de după meci, după victoria lui Batista? Să bine, victorie, ce pot să spun? Ce promo? Mai nu știu când a luat el microfonul? A luat microfonul? Nu știu când a dat skip. Oh, l-ai ratat pe Batista? Păi nu am dat skip și am văzut că a luat microfonul și gâfâia maxim și ai zis ceva de genul cu restul mâine și am dat next. Oricum, Sheamus câștigă via descalificare, Batista îl bate pe Sheamus Lusucă cu asta și a ținut un mic promo spunând că el o să iasă la fie campion mondial, deal with it. Problema este că era atât de lipsit de vlagă încât efectiv nu putea să țină saliva în gură. Avea cantități mari de pastă albă care îi curgeau pe laterala gurii și îi se lipeau de buze atunci când închidea gura. A fost efectiv, aveai senzația că te-ai uitat la cineva care a alergat un maraton fără foarte mult exercițiu. Este total lipsit de antrenament. Este groaznic, a fost groaznic un match single doar între cei doi. Bine că măcar să mai fie Daniel Bryan care să mai muncească cu Orton o parte din match. Daniel Bryan o să care match-ul ăla, fără altfel, match-ul dintre Orton și Batista ar fi fost crunt de prost. Și ăsta a fost crunt de prost, ia-ți în câteva minute. Păi da, și ăsta la fel. Bun, hai să mergem mai departe. Știi care chestia este foarte ciudată? Că nu prea știi exact ordinea în care au fost evenimentele, pentru că SmackDown-ul barulează
într-un anume fel în state, barulează în alte feluri cum, în, cum îl vedem noi și nu știu exact care e ordinea meciului. Putem să discutăm despre The Shield? Da, hai să vorbim despre The Shield și micul lor feud contra lui Kane și Kane The New Age Outlaws. Cele două meciuri, pe spun că nu mai avem ce să le menționăm, nu? Nu, n-ai rost. Bun, ceea ce am eu de menționat, cine a fost inteligentul de a decis să pună The New Age Outlaws în costume gri? Nu știu cine a fost inteligent. Pentru că arată ca bunicul. Cine a fost la mormântare. Cine a fost inteligentul care s-a gândit că ar fi bine să pună o echipă de bătrâni alături de Kane, când aș fi putut la fel, da, de ușor să pună guess what? Ryback și Axel, dacă tu vor să-i pupe pe ăștia doi. Și până la urmă unul să-i promoveze și să arate că da, poate să țină pasul. Exact. Asta am spus, surpriză, asta am spus eu săptămâna trecută la Margin Talk. Nu, deci m-a deranjat și comentariile lui JBL că a fost nevoie de oameni din Attitude Era ca să-i bată pe ăștia cum nu oamenii i-a bătut nimeni. Familia Wyatt, you fucking retard. Da, bine. Dacă stau să compar JBL de prima oară când am fost la masa comentatorilor, n-are nicio treabă cu JBL-ul de acum. Când era prima oară la SmackDown, la masa comentatorilor, era genial. Și aici mă refer înainte să revină în ring. Da, 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 era... Când s-a autoproclamat Wrestling God. Știu, era, a avut o perioadă bestial, foarte bună. Acum, acum și toate zvonurile indică că JBL este, fără doar și poate, în principal vocea lui Vince McMahon. E, și probabil de asta și este așa de slab cum e față de cum era în altă dată. Se văd momente de sclipiri față de, să zicem, Jerry Lawler, care nu mai ce nimic decât scoate papi, nici măcar papi nu mai zic. Da. Dar ideea este că, iartă-mă, dar să mă uit la Kane și la ceilalți doi, efectiv aveam senzația că mă uit la un grup de oameni bătrâni, mai ales Road Dog. Deci nu le stă bine, arată foarte elegant la costum, dar nu arată ca un pericol pentru The Shield. Nu au făcut nimic ca să reprezinte un pericol pentru The Shield. Este efectiv dacă aș fi Mark la WrestleMania, m-aș aștepta ca The Shield să treacă prin ăștia ca un cuțit prin brânză. La asta m-aș aștepta. Și este efectiv, mă uit la un cuțit care se bate cu brânză și brânza ar trebui să fie pe același nivel? Nu? Eu dacă n-aș ști că wrestling-ul este ce este, efectiv m-aș gândi și zice, mă, dar what the fuck? N-are sens, n-are logică. Moșnegii ăștia care n-au putut să-i bată n-au putut să păstreze titlurile și au pierdut în fața la The Usos și au dat la The Shield, am alaș. Nu se poate. Este unul din meciurile foarte prost făcute, foarte prost gândite. O să-i pună offer pe The Shield, toate bune și frumoase, dar n-au nevoie. Deci n-au nevoie să fie puși over de ăștia. Ar fi trebuit ca în locul ăla să fie o echipă mai tânără și gata, punct. Nu. Da, ca să creezi interes, ca să creezi posibilitatea de un război, ca să creezi o posibilitate de creștere pentru toți. Și să crească echipa aia. Da! Pe Road Dogg. Păi asculta Margin Talk și mă copiez. Poftim? Asculta Margin Talk și mă copiez. Asta da, a zis săptămâna trecută. Acum aș vrea să vorbim pe ceva mai serios și anume segmentul cu Santino Maiera și Emma. Bă, deci au pus-o pe Emma în astfel de segmente asta? Este unul din segmentele alea în care pur și simplu trebuie să le accepți ca atare. Asta a fost tentativa celor de la WWE de a obține un Emmy pentru dramă. Probabil, da. Nu. Există astfel. Nu știu, stau să mă gândesc. De ce acest segment a fost un rahat? Pentru că dacă stai să te gândești ce a fost, au fost doi wrestler sau două personaje puși într-o situație în afara ringului, într-o situație aproape personală și a fost penibilă, jenantă, de neurmărit. Nu. Cum să o folosești pe Emma? Scris prost. Și de ce Daniel Bryan și Kane la psihoterapie fără nici supărare mureai de râs? Nu, stai un pic, e diferit. Odată că asta a fost scris prost,
și n-a fost interpretat prea grosav. Se întreabă, ăla nu e un actor prea bun. Yusana Magan. Da. Plus că, you know, a fost mult prea clișeu n-a chestia fost. Asta. Poftim? A fost, n-am ce spune. Și față de segmentele cu Daniel Bryan și Kane, care erau destul de original, să zicem așa. Ce, aveam avut iar promo video pentru Brock Lesnar vs. The Undertaker. Da, ce pot să spun. Asta și match-ul din main event, Bray Wyatt vs. Big Show. Not bad. De Bray Wyatt. Not bad. Not bad da. At all. Și e foarte interesant cum cum atât promo de la început a lui a lui Big Show părea că este frică de Bray Wyatt și de cât de dement e el. Și apoi inclusiv că a pierdut. Bray Wyatt are parte de susținere din spate, asta se vede clar. E un plan de viitor sau și este un proiect de viitor, da. Este un proiect de viitor sau doar vor să-l hrănească o sine. Rămâne de văzut. Nu cred. TNA. Da. Ma. Aici am de comandat direct din primul segment și anume de ce trebuie ca și TNA-ul să invoce o putere mai mare decât a personajului din show. Ha? Și anume, de ce trebuie să fie, există și aici un board of directors? După ce că MVP nu are acea credibilitate care o avea Dixie Carter când vine vorba că îi deține compania, mai și se stabilește o entitate mai mare ca el, ca să-i scadă și mai mult credibilitatea. Motivul principal pentru care Vince McMahon era credibil era că într-adevăr știai, de fapt știai puțin că Vince e și patronul, să mai specificase până atunci, dar în același timp nu mai era altceva peste capul lui. Kayfabe vorbind. Da. De acord, dar lăsând această critică și lăsând la o parte promo tot ce a ieșit pe gura lui Magnus, că... mă pot spune că cel puțin pe total nu, impactul nu a fost atât de rău. Deci mi s-a părut că au făcut foarte multe lucruri bune. Și uite, de exemplu, cel mai bine nu ni l-au arătat pe Jeff Hardy decât 10 secunde. That's a good thing. That's foarte bine. N-ai văzut săptămâna trecută, presupun că n-ai vrut să te uiți. Nu. De săptămâna trecută, uite-te la Impact. Deci ia-ți Impact-ul, caută segmentele cu Jeff Hardy și uite-te, pentru că n-am râs atât de tare în viața mea. De o jenă incredibilă. Nu îți poți închipui cât de mai prost poate să fie Willow. Mai penibil decât și săptămâna asta în care... Ethan Carter și săptămâna asta, dacă să zicem, suspens puțin necredința și zici, da, e un segment prost ce caută ei în pădure. Săptămâna... nu, lasă asta, părea un film de la horror ieftin, știi? Lăsând asta, poți să te bucuri de un film horror ieftin, să zici, da, asta e și cu asta, nu, săptămâna trecută, nu, deci trebuie să-i vezi schimbul de replici între el și MVP. E... Da, lasă, am vorbit de segmentul ăla. Mi-am zis că de ce a trebuit să pună un efect de la video când îl fură, când îl răpește Willow pe spad? Ne. Adică, you know, ne. Ideea de reality, de a filma reality și a părea că e reality show, ne. N-a avut nicio treabă cu chestia asta. Meh. Dar na, mergem mai departe. Mă, eu ceea ce vreau să vă spun este că sunt foarte, foarte profund impresionat de Eric Young. Deci, omul ăsta a ținut un promo foarte bine, iar el are unul din cele mai mari handicapuri care poți să le ai în wrestling, și anume vocea. Are o voce foarte ciudată și care nu prea ai cum să te pui over cu ea. Și în ciuda unei voci care nu tocmai, să zicem... are carismă cât tot vestiarul TNA-ul la un loc. Exact. A făcut un promo excelent în ring cu Joe.
a arătat intensitate, credibilitate, a întors. Cine a scris promo a fost foarte deștept. Da, asta e, că și eu mă uitam la un dat și face holy shit, un promo coerent. Bine gândit, da. Se refer la MVP, face mișto de faptul că a fost cât, face mișto de că a fost, a luat toate gimmick-urile proaste, a bătut și apropo că a fost campion knockout. Excelent! Da, da. Excelent! Excelent, adică lasă glumele, dar eu totuși știu ce sunt. Sunt de canibru. Excelent promo-ul lui Kerry Kang. Am zis, impactul ăsta este, a fost unul din cele mai bune impacturi din ultimele luni. Au schiopătat în tip, în stilul tipic TNA, asta nu contează. Dar au avut un impact foarte bun față de ce am avut obicei și, sincer, da, nu m-a deranjat. În momentul ăsta, săptămâna viitoare, eu recunosc, mă uit pentru Eric Young. Au reușit să mă facă interesat de cineva, ceea ce e mare chestie. Vreau să uit de promo-ul Madison Rae cu Velvet Sky. Nu știu, pot spune că niciodată n-am fost fan Beautiful People din punctul ăsta de vedere. Sunt un grup serios, una din puține facțiuni de feminine din industrie care au avut succes. Ai putea să le compari cu ăsta, Flawless-ul din WWE, dar mie nu mi-au plăcut totdeauna, adică nu, niciodată nu m-a amuzat sau să zicem că am fost interesat de promo de Pițipoancă. Așa că putem să trecem mai departe, dacă nu, sau dacă vrei tu să vorbim mai detaliu. Nu are rost. Ce părere ai avut de segmentul cu Bully Ray și Bobby Roode? Nu știam de ce s-a întors, ce Almighty Power s-a întors când a zis Twitter Machine, recunosc că am zis Bully, come on, ești peste asta, puteți să zici altceva. Segmentul cu ei a fost foarte bine făcut. Mi-a plăcut, intensitate, forță. Am zis că stilul lor va produce un feud foarte fizic și foarte bun și se pare că suntem pe calea cea dreaptă. Mi-a plăcut de Bully cum a reușit, cum a menționat că el este cel care a cauzat căderea lui Dixie Carter. Iar mi-a plăcut și de Bobby Roode spunând că na, el este Bobby Roode. Bun. Te las pe tine să-mi zici. Ia zi, ce să-ți dau ție, ce-mi dai temă, bă, dracu, hai, lasă-mi cu d-astea. James Storm vs. Gunner, într-un no disqualification match în stilul tipic TNA, pozitiv. Hai, că trebuie să recunoști, match-ul a fost bun. Da, bine, match-ul, da, a fost bun. M-a deranjat faptul că a apărut tatăl lui John Cena săptămâna trecută. Feud-ul lor este un feud, mi se pare, peste cel care peste Bobby Roode versus Kurt Angle. Din prisma faptului că e mult mai mult decât mizeria aia care era la mijloc, și anume eu nu pot accepta introducerea în Hall of Fame, că nu merit, și apoi pierd toate meciurile în afară de ultimul și semnă că gata, merit. Față de James Storm vs. Gunner, unde ai istoria, că și de aia a fost tag team, ai pe urmă motivul pentru care s-a întâmplat asta, și anume faptul că James Storm e gelos pe Gunner, și toate chestiile astea, s-a dat foarte mult în personal, meciuri dur care a fost la lockdown și apoi la acum mai departe Anything Goes. Care n-a, e un tipic no disqualification match. Sincer, da, mi s-a părut unul din cele mai bune meciuri de genul ăsta care l-a făcut TNA. În sensul că nu au trecut măsura, nu au făcut, să zicem, cum au fost James Storm vs. Bobby Roode, unde efectiv erau niște bolți de sânge care întreceau măsura bunului simț. Adică nu era nevoie de chiar așa ceva. S-a fost un match puțin mai temperat din punctul ăsta de vedere, dar nu au lipsit armele. Amândoi s-au folosit de arme cât mai creativ. A avut un ritm bun, au știut cum să construiască tensiune, au făcut niște kick-out-uri din manevre care, bătând astfel apropo ori către meciurile lor anterioare, și pe final, să zicem, victoria lui Gunner venind în urma unei lovituri cu sticla a fost foarte, să zicem, poetică din punct de vedere a poveștii pentru faptul că ce-a pățit, da, tatălui. Mă bucur că l-au pus o pe Gunner. Da, nu știu, a fost... Ce se întâmplă în TNA? A plecat Dixie Carter și lucrurile par mult mai bune. Acum, nu, din păcate, că se termină total aiurea. Că se termină episode. Total aiurea și că se termină cu Willow și
Da. Spad și... Ethan Carter îl găsește pe Spad legat, îl amenință, amenință că pe Willow că îi arde casa și apoi Willow îl bate cu umbrel. Iep. Și când o spui sună tempe. Bate cu umbrela. Bine că l-a bătut cu umbrela. Da, adică, ești cu aia, bă, îți dau full acasă. Nu. A, da, te voi bate nu. Cu umbrela. Nu, dar serios, până săptămâna viitoare, ia impactul de săptămâna trecută și uite-te la Willow. Este, este penibil. Apropo, mi-am adus aminte. Care a fost Dobitocul de a făcut poster pentru Slammiversary și a uitat să-l pună Willow în loc de Jeff Hardy? Știu. Adică, știi, adică, toată lumea, bă, dar unde e Willow? Ăla e Jeff Hardy? Da, e Jeff Hardy. Cum era să apară Jeff Hardy și Willow? Pam, 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 pam. Mă, sincer, ar fi fost o idee. Era rea. Interesant, asta e, că era interesant. Culmea, era mai creativ. Da. Bun. Trecem la... Era interesant dacă păreau ceva gen în oglindă, știi? Trecem la niște întrebări. Nu? Să ne întrebăm. Să ne întrebăm. N-avem foarte multe. Aparent lumea nu mai știe ce să ne întrebe. Sau mai bine zis, nu ne pun întrebări bune, pentru că nu am de gând să răspund la când o să unească iar centurile. Sau mai bine zis, Mihai a trebuit să le aleagă și de asta nu a fost. Data viitoare o să aleagă și... La ultimul margin talk am răspuns la toate întrebările puse. So, haide. Shut up. Bun. Întrebare din partea lui Grizzly. WWE nu o să dea nimănui streak-ul lui Undertaker. Cea mai bună decizie ar fi să nu-i dea. Asta pentru că odată așa un streak ca lui Undertaker apare odată în viață și care într-adevăr să însemne ceva, și în al doilea rând cel care ar urma să încheie streak-ul lui Undertaker ar avea o presiune atât de mare pe umeri, atât de mare atât din punct de vedere al fanilor, cât și mai important din punct de vedere al oficialilor, care o dată ce îți se dă o chestie atât de prețioasă și atât de importantă, trebuie să ai mare, mare, mare grijă cu tot. Deci ăla se va uita pe tine. Și de asta, dacă eu, deși nu sunt de acord de că a trebuit să le tragă cu stricul inuitat, asta e părerea mea, dacă cineva ar putea într-adevăr să încheie stricul, acela ar fi Sina. Nu. Răspunsul meu e, o să zicem în primul rând, singura diferență este că nu, Sina. Și singura diferență reală este că eu spun că nu contează dacă pierde sau nu, pentru că indiferent că pierde sau nu, stricul rămâne intact, doar că nu se mărește cu o cifră. Atâta tot. Dacă rămâne, dacă se retrage cu el... Nu rămâne. Ba da, să zicem... Dacă Undertaker pierde anul ăsta la WrestleMania, streak-ul... Va fi 21. Nu! Streak-ul va fi 21-0. Nu. Recordul... Ba da, el va fi în condiție... Recordul da, va fi... Dar meciurile, dar în total... Da, totalul de... Rezultatul va fi 21-1. Streak-ul va rămâne 21-0. Deja să zic, nu neapărat contează, dar cum ai spus și tu, cel mai important este că cine va câștiga, dacă cineva ar lua streak-ul, ar fi foarte multă presiune, nu neapărat din partea oficialilor, dar și din partea oficialilor, poate mai puțin, în sensul că ei se vor baza pe el, dar tot felul de chestii care se pot întâmpla, să dai chestia asta unui om și după aia el să, Doamne ferește, să accidenteze, să nu mai poată să își continue cariera. Se întâmplă și chestia genul ăsta. E o chestie mult prea prețioasă care în momentul ăsta e mai bine să rămână neîncheiat, neruptă pentru Undertaker, pentru el, să aibă el al lui ceva, să nu fie al doilea după Shawn Michaels, să fie ceva al lui, ceva ce nimeni altcineva nu are. Shawn Michaels nu este cel mai longeviv campion, Shawn Michaels nu este fără nicio supărare cel mai decorat campion, a avut titlul de 4 ori dacă nu mă înșel, dar este considerat cel mai bun wrestler din WWE ever. Deci, și Undertaker este locul 2. Cât timp are streak-ul, are ceva al lui, nu este doar locul 2. Bun, altă întrebare. De ce ar avea Randy Orton? Asta este o întrebare chiar curioasă. De ce ar avea nevoie Randy Orton pentru a fi din nou un personaj interesant și credibil? Christy0909. Voi ataca eu întrebarea întâi. Am observat în ultima perioadă că foarte multă lume lucrează foarte bine în ring.
depășind foarte mult norma. Foarte mulți au crescut, foarte mulți vin din spate din NXT, care sunt workeri foarte buni, și astfel calitatea meciurilor începe să fie la un cu totul alt nivel. Așa că tu, ca un wrestler care, să zicem, că nu ești, să zicem, un Chris Benoit, un Bret Hart în ring, ai nevoie de un lucru și un lucru foarte clar: un personaj, un personaj puternic, un personaj interesant. Randy Orton nu va fi asta cât timp nu are interes. Deci cât timp nu-și oferă interesul în personajul jucat, nu o să obțină chestia asta, pentru că ce e el acum? Ce e el, acest paper champion pseudo-fricos? Cred că ar putea să-l înlocuiești cu mulți în roster și să fie la fel de bine, dacă nu mai bine. De ce ar avea nevoie Randy Orton ca să devină iar interesant? O schimbare de personaj. Clar, o schimbare de personaj, adică să fie, dar nu, să fie continuare Randy Orton. N-am zis să fac un repackage gen Bray Wyatt. The Viper sau ce mi zic de astea. Dar pur și simplu să vedem o altă latură a personajului. Pentru că până acum de obicei ai văzut la Randy Orton, în special când vine vorba de partea de heel, pentru că acolo wrestlerii își dezvoltă foarte bine gimmick-urile. Și aici, poate să răspundă la această întrebare? Triple H. Triple H în promo-ul cu Batista a răspuns la această întrebare: eu am arătat că chiar după atâta timp, uite ce pot să fac. Asta trebuie să facă și Randy Orton. Să arate ce poate să facă. Să iasă în evidență cu ceva. Momentan nu iese în evidență cu nimica. Pentru că genul de wrestler cum este Randy Orton e obișnuit să-i se dea totul. Și s-a dat totul. Surpriză, nu ți se dă totul. Întrebarea din partea lui Gabriel Lord: de ce vă mirați că John Cena și Randy Orton sunt puși în main event? Voi, dacă ați fi în locul conducerii, nu ați pune pe cei care vă aduc milioane? Nu. Nu. No. Poți pune în main event și wrestler, adică nu trebuie neapărat să-i pui în main event persoanele care îți aduc milioane, în special cum e WrestleMania. Poți foarte, foarte ușor să-l faci co-main event, să-l pui pe ăla să aibă un feud interesant și personal cu un alt wrestler, iar main eventul respectiv pentru centura WWE World Heavyweight să fie între alți wrestleri. În primul rând trebuie să ținem minte că John Cena și Randy Orton aduc bani, dar nu ei aduc bani. Deci dacă îl pui pe John Cena la televizor și zici fă, nu se întâmplă nimic. Ai nevoie de storyline-uri, ai nevoie de build-up, ai nevoie de tot. Și până la urma urmei, dacă nu oferi chestia asta, nu ai ce să faci. Nu ne miră faptul că John Cena este în main event sau că are meciuri de profil. Nu ne miră că Randy Orton este în main event și că are meciuri de profil. Totdeauna asta nu mă miră, pentru că a arătat abilitatea de a fi main eventer. John Cena a spus-o și o spun în continuare: este un wrestler bun când vrea să fie și este unul din cei mai buni promouri din ziua de astăzi. Iar Randy Orton are tot ce trebuie ca să fie gen să fie entertainerul perfect. Dar anti-argumentele sunt: John Cena este același personaj de 13 ani de zile și fără nicio supărare m-am plictisit acum mulți ani. Randy Orton este Randy Orton în momentul ăsta. Se cam căcâie și se mâcâie și nu-și face treaba și parcă Randy Orton așteaptă să iasă la pensie. Da, exact. Și ca să răspund la o întrebare care n-am vrut să adaug, pentru că voi răspunde așa pe scurt, întrebarea fiind tot din partea lui Gabriel Lord: unde au fost Daniel Bryan și CM Punk atunci când Cena făcea acte de caritate? În ring, exersând! Unde au fost Daniel Bryan și CM Punk atunci când John Cena făcea acte de caritate? Ce treabă are una cu alta? Nu știu, pe ideea că vai, trebuie să respectăm pe Cena. Nu! Învață politica carităților în primul rând și în al doilea rând, în ring, exersând, devenind wrestler mai buni ca să se ofere ție, fanul, un spectacol. Nu pupând în cur o mass media ca să zic, vai ce frumușel e el. Deci tu, așa, statistic vorbind, 10.000 de copii mor anual în Statele Unite, doar în state, în Statele Unite de bord terminale. John Cena în 10 ani de zile a văzut 300.
Ai auzit de termenul frecție la picior de lemn? Și... Dai mă că nu contează neapărat astea. A, contează. Contează nu pentru că contează. E politică. Contează pentru că e politică și mă enervează că lumea nu știe. Și în același timp CM Punk și... Au făcut și ei. Și Daniel Bryan au făcut și ei cât de calitate. Că nu s-a zis că că CM Punk și Daniel Bryan au îndeplinit nu știu câte sute de dorințe. Este altceva. Asta este strict... marketing. Echipa de marketing a WWE-ului care îl pune în față pe John Cena. De fiecare dată. Dar așa toți. Nu vezi. Deci oricum când mai au ei iau altfel campaniile Make-A-Wish, era o grămadă de wrestleri care se duc acolo. Dar nu vezi să se specifice că nu știu Big Show a îndeplinit prima lui dorință sau prima dorință a unui fan și chestii astea. Nu vezi astea. Marketing. Da. Și ultima întrebare. Ce părere avem de transformarea din Leo Kruger în Adam Rose din partea lui Gold 10? Întrebare de NXT! Sincer, e bună. Revenind la ce spuneam mai devreme apropo de personaje, uitându-ne de exemplu la Bray Wyatt, la Luke Harper, Eric Rowan, la evoluția lui Bo Dallas din NXT, la cine a mai venit recent din NXT, chiar și la bulgar, care îmi scapă, Alexander Rusev. În momentul ăsta, noi din punct de vedere, să zicem, a wrestlingului, intrăm într-o epocă foarte, foarte similară cu anii 80, în sensul în care contează foarte mult personajul. Foarte, foarte mult personajul. Ai nevoie de cineva interesant, ceva cu ceva aparte, nu ai nevoie de chestii blande ca la carte. Leo Kruger nu avea nimic. Leo Kruger nu... Era exagerat în primul rând Leo Kruger cu toată chestia asta cu omul din Africa. Intrarea lui, modul cum se mișca în ring, mai ales la început, mi se păreau foarte, foarte exagerate. Și nu... Bine, era vorba că și Leo Kruger nu mi oferea mie nimic unic. Nu vedeam în el, să zicem, un personaj cum e Bray Wyatt, care în momentul ăsta pot să zic că are influență de gen Jake the Snake Roberts, dar e out there. Sau cum e Bo Dallas. Sincer, am mai avut, să zicem, gimmick-uri de pretty boy face, pretty boy heel care se cred face, dar Bo Dallas merge pe sistemul Justin Bieber și, sincer, e al dracului de amuzant. Batista, care când era face, era plictisitor ca noaptea pe câmp pe timp de ploaie. N-ai ce face. Dar în momentul în care a devenit heel și a început să spune chestii care altfel nu i s-au permis, surpriză, e interesant, surpriză, spune chestii amuzante, surpriză, chiar pot să fiu atent la el. La fel și Leo Kruger. Adam Rose este un personaj mult mai amuzant, mult mai interesant de urmărit ca Leo Kruger. Și din punctul ăsta de vedere, nu e la fel de drastică transformarea. Se vede că e unul noaptea. Transformarea sau schimbarea, depinde ce preferați. Nu e la fel de drastică schimbarea cum a fost de la Husky Harris la Bray Wyatt, dar este genul ăsta de schimbare. Este genul de schimbare care pur și simplu ajută evoluția omului. Dar nu am foarte multe de adăugat, nu eram fanul gimmick-ului Leo Kruger. Nu era vorba că nu erai fanul, o spui foarte clar, nu te-a atras, nu te-a impresionat. Nu, dar nu-mi plăcea, mi se părea stupid. Deci mi se părea stupid totul, de la muzica de intrare până la modul cum exagera și lupta ca un... Mercenar, vânător nebun. Da, mi s-a părut ceva de gen atât de exagerat ca Kamala. Kamala n-ar funcționa în ziua de azi. Exact. Sau Boogeyman. Poftim? Sau Boogeyman. Sau Boogeyman, da. Este o nouă, un nou gimmick și sincer Adam Rose mi se pare o schimbare în bine. E genul de gimmick cu care poate fi promovat în vestiarul principal. Cu Leo Kruger erau șanse mici. Nu erau neapărat șanse mici. Debuta și o lua pe drumul Jimmy Wang Yang. Că era un gimmick, era un
ceva interesant și după ce îi dispărea lustru după 3 săptămâni, Jabberwell. Na. Da. Asta e părerea mea. Și părerea ta, aparent, foarte aproape. Bun, vorbit ceva, Smart Talk-ul ăsta, vorbit despre multe, o oră și 12 minute. Vă mulțumim pentru atenție, pentru noi este ora 1:30 noaptea, așa că ne vom culca. Ne vedem săptămâna viitoare, un nou episod de Smart Talk, ultimul înainte de WrestleMania. Așa că sperăm să ne ascultați cu drag. Ne vedem atunci, la revedere!